e să lucrați la un job normal și să câștigați destul de bine din acest nou lucru. Însă, voi o să fiți destul de speriați până ce vă dați seama de acest lucru. Că după lucrurile vin de la sine. Vărsător. O secundă să văd dacă e. Nu, e doar. Una. Vărsătorii. A fost o săptămână destul de agitată, în sensul că din patru cărți am trei arcane majore. Pentru început. Deci voi aveți niște realizări destul de mari în această perioadă. Dacă aveți voi secrete, o să le afle partenerul, dacă are partenerul, o să le aflați voi, dar ideea este că orice, indiferent cine face lucruri pe ascuns și cine află, voi o să stați destul de mult să vă gândiți la tot ceea ce s-a întâmplat în viața voastră de o vreme bună încoace și o să vă îndepărtați de situația actuală. Bun. Iubire. La iubire, pe voi vă văd că încercați să trageți un pic de o situație care a devenit mult prea grea pentru voi și este momentul să renunțați la ea din nou. Din patru cărți, trei arcane majore. Voi trebuie să renunțați la această situație. Deja a început să fie pentru voi prea greu de dus această situație și vă simțiți blocați. Ideea este că, deși sfatul vostru este să încheiați această situație, nu vă văd să o încheiați cu totul și rămâneți blocați cu această persoană. Pentru carieră. Vă simțiți destul de stabil la actualul loc de muncă. Este posibil ca voi să aveți chiar un post de conducere. Ideea este că aveți foarte multe griji în legătură cu executarea, cel mai probabil, a anumitor lucruri sau urmează un control sau ceva de acest gen destul de curând. Ideea este ca voi să vă concentrați mai mult pe aspectele financiare. Încercați să faceți voi o verificare înainte să vină toate aceste lucruri, încercați să vă asigurați voi că sunteți asigurați indiferent de ceea ce se va întâmpla aici, pentru că la actualul loc de muncă unde vă simțiți stabili, s-ar putea să nu mai aveți pentru foarte mult timp. Deci, încercați să fiți precauți. Nu trebuie neapărat să mergeți deja la un interviu, dar gen să vorbiți cu anumite cunoștințe, dacă mai știu de anumite firme care angajează sau ceva de acest gen, ar fi bine să vă informați. Bun. Pentru bani. Lucrurile în prima fază pot părea și aici stabile. Singura problemă este că această schimbare destul de bruscă ce se va întâmpla pe locul de muncă vă poate prinde un pic descoperiți, în sensul în care nu mai puteți să faceți anumite planuri, dar dacă cereți partenerului să vă ajute financiar, vă poate ajuta. Dar totuși la voi va fi o dezamăgire că nu aveți cât vă așteptați voi. Bun. Și pentru pești. Voi, în acest moment, încercați să vă lăsați ghidați de propria intuiție. Singura problemă este că anumite lucruri vi se par prea evidente pentru a fi intuiție și atunci nu le mai ascultați. Ideea este că voi o să aveți o realizare destul de curând asupra acestor aspecte și veți fi din nou puși pe drumul cel bun. Din nou am trei arcane majore și este cazul să țineți cont de intuiția voastră. Deci, mesajele unde sunt foarte multe arcane majore,
sunt destul de importante în sensul în care vă aliniază cu misiunea personală. Dar oricum sunteți ghidați către intuiția voastră destul de rapid, deci reușiți să treceți foarte rapid peste greșelile astea. Bun. În iubire, aș putea să zic că voi, nu știu ce, am destul de multă energie de pământ aici, dar mă rog, în fine, trecând peste asta, voi vă gândiți foarte mult înainte să faceți un pas. Singura problemă este că atâta ați stat să vă gândiți în legătură cu aceste aspecte că ați intrat mai rău în ceață. Anumite lucruri din nou nu vă sunt arătate din start, sau și dacă vă sunt arătate, căutați să le interpretați în tot felul de moduri. Încercați să nu mai cereți sfatul tuturor oamenilor cu care vorbiți, pentru că nu toți vă vor binele. Există foarte multe persoane care vă vor răul, mai ales în acest punct. Încercați să fiți echilibrați și să vedeți pe cont propriu anumite lucruri. De ce? Pentru că aici pot fi situații de genul, sunteți, să zicem, într-o situație în care lumea din jurul vostru s-a împărțit cumva în două tabere, cu voi sau împotriva voastră. Ideea este că, fiind o etalare generală, eu nu pot să vă zic cine are dreptate și cine nu. Singura mea recomandare ar fi să încercați să meditați zilnic și să încercați să vedeți dintr-o altă perspectivă în fiecare zi lucrurile. Probabil că veți înțelege de ce unii sunt împotrivă și probabil veți înțelege de ce unii se dau a fi foarte mult alături de voi acum, deși în realitate nu sunt chiar atât de binevoitori, să zic așa, pentru carieră. Lucrurile par destul de stagnante pentru voi, însă și când încep destul de stabil, în sensul în care, chiar dacă acum, să zicem, nu știu, lucrați pe cont propriu și nu aveți proiecte, nu aveți nimic de acest gen, atunci când vor începe, vor veni mai multe deodată. Deci folosiți acest timp pentru a vă odihni. Ok, pentru bani. În mare parte la cheltuieli vă sunt destul de clare, însă singura rugăminte pe care o am la voi este să începeți să puneți bani deoparte. Chiar dacă nu știe nimeni altcineva de acest lucru, sfatul este să începeți să munciți pentru a pune bani deoparte, pentru că ulterior veți avea nevoie. Altfel veți fi prinși într-o situație pe care nu vă doriți în viața voastră din cauza lipsei de o anumită sumă de bani. Deci încercați să puneți deoparte, chiar dacă, nu știu, un leu în fiecare zi sau, nu știu, fiecare știe cum poate, dar ideea este că aici vor fi nevoie de niște fonduri ulterior pentru voi înșivă, pentru că dacă sunteți într-o relație toxică, veți dori să vă despărțiți de această persoană și, să zicem, dacă stați în altă localitate, nu o să, dacă nu vă începeți să vă puneți acum bani deoparte, e posibil să nu aveți în acel moment în care vreți să faceți despărțirea bani pentru a vă întoarce acasă la ai voștri sau ceva de acest gen. Bun, deci recomandarea aici, puneți-vă bani deoparte pentru că va fi mai ok pentru voi ulterior. Cam atât am avut de spus și pentru pești. Sper că v-a fost utilă această etalare și să ne revedem cât mai curând. La revedere! Bună ziua și bine v-am regăsit! În această etalare vom vedea exact ce ne așteaptă pentru pentru săptămâna următoare. Așa cum mi s-a cerut în acel chestionar pe care voi l-ați completat, voi încerca să intru în mai multe detalii la fiecare zodie și apoi să începem. Ok, vom începe cu berbecul, vom începe cu o situație generală, iar apoi vom trece pe iubire și fiecare aspect în parte pentru săptămâna următoare. Ok,
Da, să pun că aici am luat două. Și mie nu-mi trebuie două, îmi trebuie doar câte una. Ok, atunci să rămână asta. Berbecii, aparent, sunt învingători. Singura lor problemă în acest moment este anxietatea pe care o au. Lucrurile nu le sunt destul de clare. Dacă sunt nehotărâți în legătură cu un aspect legat de activități proprii, de, nu știu, un hobby, antreprenoriat, locul de muncă personal sau o relație, indiferent de ceea ce aveți voi în minte în acest moment și vă îngrijorați, lucrurile se vor rezolva și se vor rezolva foarte bine, pentru că noi avem ca și situație 6 de bâte și ca rezultat avem marele preot. Deci, dacă voi vreți, de exemplu, ca o relație să fie mai asumată, cu siguranță va fi, chiar dacă acum sunteți într-o pauză și nu știți ce se întâmplă. Sau la locul de muncă, probabil nu vedeți încă rezultatele pe care vi le-ați dori și vă faceți griji dacă se întâmplă asta sau dacă se întâmplă altceva. Dar încă nu puteți vedea clar toată situația, dar lucrurile se arată că se vor rezolva, doar că trebuie să învățați să primiți lucruri. Nu este momentul să mai luați voi acțiune, pentru că aici riscați să greșiți dacă faceți, dacă schimbați ceva acum din acțiunile voastre. Cel mult puteți face tot ce ați făcut și până acum, cel mult. Dar în cele mai multe cazuri nici atât. Adică e momentul în care, de exemplu, dacă sunteți într-o situație amoroasă și așteptați un semn de la cealaltă persoană, nu este cazul să faceți voi semn. Dacă așteptați la locul de muncă să primiți un răspuns la un contract, nu este cazul să insistați voi. Nu, lăsați lucrurile să curgă pur și simplu. Ok. În dragoste, să vedem cum stă berbecul. Turnul. Ok. Două secunde. Bun. În dragoste, pentru voi a venit o realizare destul de importantă, nu cu mult timp înainte. Și acum încă sunteți preocupați de toată această situație. Voi așteptați un semn care pare că nu mai vine și dacă vine, nu este așa cum vă așteptați voi. Ideea este că voi ar trebui să vă concentrați în acest punct pe voi înșivă și să vă vindecați din toată această situație ce v-a deranjat în dragoste cu turnul. Deci aici se completează cu partea generală, ceea ce înseamnă că este cazul să nu mai faceți nimic, este cazul să așteptați să primiți din partea celeilalte persoane. Rezultat bun veți avea, dar trebuie să stați locului și să așteptați voi semne, nu să mai vă grăbiți voi. Nu e momentul să vă grăbiți, nu e momentul să preluați inițiativa. Bun, pentru carieră. Bun, la locul de muncă aici s-ar putea să aveți, voi aici s-ar putea să lucrați cu persoana iubită sau persoana iubită să fie implicată într-un anume fel în activitatea pe care voi o desfășurați. Probabil sunteți colegi, probabil sunteți colaboratori într-o oarecare măsură. Ideea este să aveți grijă, pentru că pe voi foarte mult vă distrage de la proiectul vostru personal, persoana iubită. Chiar dacă nu e, și dacă este și dacă nu este în jurul vostru la locul de muncă, vă distrage foarte mult. Voi ar trebui să încercați să păstrați legătura cu colegii, clienții, colaboratorii și să lăsați partea relațională deoparte. Este posibil să vi se atragă destul de curând, în sensul săptămâna asta, atenția asupra acestui lucru de către un șef, de către un superior. Deci aveți grijă cum gestionați această relație versus locul de muncă. Pentru bani. La bani aveți grijă, pentru că este foarte posibil să faceți niște investiții mai
negândite, să zic așa. Voi sperați să reușiți să rezolvați probleme, niște probleme financiare, însă nu reușiți să găsiți un loc care într-adevăr să merite să investiți banii. Deci mare, mare grijă cu cheltuielile, mare, mare grijă la ce planuri vă faceți, pentru că dacă vă gândiți să faceți acum investiții, nu iese bine. Așteptați o săptămână. Ok, cam atât am avut de spus pentru voi. Sper că vă este utilă această etalare. Și vom trece la Taur. Chinoturnul. Bun, ce aș putea spune aici pentru Taur, voi și pentru voi a intervenit această relație, acest șoc din partea voastră, acest element neașteptat în viața voastră, ați descoperit ceva în legătură cu partenerul și nu v-a picat tocmai bine. Sfatul vostru ar fi să țineți la ego-ul vostru, pentru că aici chiar ar trebui să țineți la mândria voastră. Cartea voastră a venit în rezultat, ca și rezultat, ceea ce înseamnă că cu cât voi rămâneți în puterea voastră, cu atât este mai bine. Din nou, ca și la berbec, nu este momentul să acționați sub nicio formă în această situație pe care voi ați descoperit-o, că nu ar fi ok. Pentru iubire, la Taur. Bun, voi sunteți destul de îndrăgostiți în acest moment, însă din nou sunteți foarte mult în gânduri, nu prea puteți dormi noaptea, aveți o lipsă de claritate, însă destul de curând vă vor veni vești care să vă clarifice toate situațiile. Încercați să nu vă mai stresați acum pentru toate aceste lucruri, încercați să... Aici s-ar putea ca în această situație de care întrebați să fi fost foarte implicați emoțional și chiar să plângeți după această situație din trecut, însă nu este neapărat cazul acum. Toate nelămuririle vi se vor clarifica, nu aveți foarte mult de așteptat. Nu aveți foarte mult de așteptat pentru că avem acel cavaler de bâte, deci e totul ok. Sau cel puțin va fi. Ok. Bun. În carieră. În carieră vă văd să schimbați locul de muncă sau să decideți să plecați în altă zonă. Posibil unii care au lucrat în străinătate să vrea să vină acasă, alții să se mute în altă țară. Dar oricum, la locul de muncă voi vreți să schimbați ceva, vreți să schimbați locul de muncă, vreți să schimbați probabil compania cu care ați făcut contract. Nu sunteți atât de mulțumiți pe cât ați vrea. Pentru unii pot fi inclusiv probleme cu băutura care v-au afectat reputația la locul de muncă. Și mai pot fi persoane care au încercat de ceva vreme să vă înjunghe pe la spate, însă aici este momentul să, chiar este momentul să plecați, pentru că ceva mai bun vi se va arăta destul de curând. Și la bani. Bun. În general, voi puteți manifesta sumele de bani dorite. Problema este că voi nu aveți răbdare și cumva investiți acești bani în alte proiecte și până la urmă tot nu reușiți să strângeți suma dorită, pentru că nu stați să calculați în cât timp v-ar reveni acei bani înapoi sau pot interveni lucruri neașteptate. Încercați să fiți echilibrați, nu trebuie să săriți repede cu banii. Când vedeți o nouă oportunitate, stați și calculați, pentru că riscați ca atâta alergând după oportunități să nu prindeți niciuna. Încă o chestie, încercați să aveți grijă dacă vă știți că ați făcut ceva rău unei persoane din jurul vostru, pentru că destul de curând
o să fie niște elemente mici care își fac apariția la voi. Bun. Cam atât am avut și pentru voi. Pentru gemeni, să vedem imediat. Gemeni. General. Gemenii sunt destul de indeciși. Ideea este că, indiferent de ce s-ar fi întâmplat, din nou turnul, nu știu ce se întâmplă aici, dar turnul vrea să revină. Ok. Gemenii au fost destul de răniți și nu știu ce trebuie să facă, pe ce cale trebuie să meargă. Ideea este să aibă răbdare pentru că vor ajunge ceva vești care nu o să le fie pe plac în prima fază, dar îi ajută să ia o decizie mult mai corectă decât ar lua așa. Să nu se grăbească, să aibă răbdare, să nu aibă, rog gemenii să nu sară cu încrederea când un om vine și le promite ceva, pentru că nu este cazul aici. Ok. Pentru iubire. Gemenii trec de o despărțire și de o supărare destul de mare în dragoste. Li se cere doar să mai aibă un pic de răbdare pentru că lucrurile se vor îmbunătăți, să se ocupe de propria persoană și pentru ei chiar se aplică această vorbă: dacă vrei un om perfect, fii tu un om perfect. De ce? Pentru că foarte multe din lucrurile pe care gemenii le vor îmbunătăți la ei înșiși îi vor ajuta în noua relație, pentru că va fi cel mai probabil o persoană mult mai stabilă și mult mai, poate să fie o persoană mult mai sus din, în ochii societății cel puțin, și atunci și această persoană să aibă niște cerințe. Ok. Pentru carieră. La carieră aș putea să zic că voi încercați să munciți destul de greu, dar aveți niște oameni care tot împrăștie niște bârfe despre voi. Încercați să nu le puneți la suflet, pentru că vă vor deranja destul de tare. Ideea este că munca voastră va face în așa fel încât aceste bârfe nici să nu mai conteze. Pentru bani. La situația financiară nu vă este foarte clar cum o să stați. Dacă așteptați niște bani, nu vă așteptați să-i primiți, mai ales dacă ați împrumutat un prieten sau așteptați ca un prieten să vă ajute financiar, nu văd acest lucru să se întâmple. Voi trebuie să învățați să faceți mai mult din ceea ce vă place, astfel încât să învățați să câștigați bani din ceea ce vă place. Deci voi aveți șansa să câștigați foarte bine făcând doar ceea ce vă place. Ok. Să vedem pentru rac. General pentru rac. Voi vreți să începeți ceva, probabil un nou curs, o nouă carieră sau doar un nou loc de muncă. Ideea este că la voi rezultatul și situația și rezultatul duc spre un nou început. Singura voastră problemă este că pentru ceea ce vă doriți voi să faceți, puteți fi prea persoane prea feminine sau puteți să fiți un pic prea grijuli față de ceilalți și nu este cazul și poate să fie interpretat în diferite chipuri, în diferite moduri, pardon. Încercați să aveți grijă la propriul instinct, pentru că vă va ghida. Singura problemă este că voi nu prea ascultați, însă acest nou început este benefic doar atâta timp cât voi ascultați de intuiția voastră. Ok. Pentru iubire la rac.
Bun, situația voastră este destul de stagnantă în iubire, cel puțin. În sensul în care de foarte multe ori vouă vi s-a reproșat că ce, că tu ai mereu dreptate, că tu vrei mereu să le știi, să ai dreptate, vrei mereu, tu mereu le știi pe toate și așa mai departe. Ideea este că voi ce ați încercat să faceți a fost doar să păstrați un echilibru și ceea ce este foarte ok, însă nu cu această persoană, pentru că această persoană vă blochează, iar voi amânați să ieșiți din această situație. De asta zic că aici e vorba de o situație destul de stagnantă și nu ar mai trebui să vă consumați energia cu asta. Carieră. La carieră lucrurile sunt destul de stabile, dar aveți grijă la colegi sau persoane cu care credeți că vă înțelegeți bine la locul de muncă, pentru că vă pot bârfi pe la spate destul de mult. Încercați să nu luați nicio acțiune, încercați totodată să nu spuneți prea multe despre voi înșivă. Ca și rezultat avem roata norocului, adică toate lucrurile în cele din urmă se vor întoarce în favoarea dumneavoastră. La bani, să vedem. Încercați să nu mai ziceți de sumele pe care le primiți, de unde sau cât de bine stați voi cu banii, pentru că s-ar putea să vină niște vorbe răutăcioase sau urâte sau ceva, vine către voi ceva prin care sunteți criticați pentru modul în care cheltuiți sau economisiți bani. Lăsați lucrurile să fie mai ambigue, nu este cazul să știe toată lumea câți bani aveți voi în portofel sau în cont și vedeți-vă de treburile voastre. Cam asta ar fi tot ce aș avea de spus aici. Ok. După leu. Ok, să vedem și la leu ce avem de zis. Așa. Situație generală, leu. Bun, leul aici aparent încearcă să își pună gândurile și situațiile în ordine, pentru că aici este o diferență de gânduri care se bat cap în cap. Problema este că nu aveți lucrurile foarte clare în acest punct și cumva considerați că ceea ce ați acumulat dumneavoastră până acum poate să fie posesiuni, poate să fie un statut social, poate să fie orice de natură materială, reprezintă de fapt o piedică pentru ca voi să vă găsiți fericirea, însă nu este deloc adevărat. Singura voastră problemă este legată de oamenii cu care aveți de-a face, nu cu statutul la care sunteți voi. Voi sunteți foarte ok, sunteți foarte bine, dar încercați să nu vă mai așteptați de la oameni să fie atât de sus pe cât ați vrea voi să fie, pentru că voi vedeți potențialul, nu neapărat realitatea prezentă. Ok. Iubire. În iubire, cu marea preoteasă, foarte multe lucruri vă sunt ascunse, dar ideea este că voi primiți semne, vise profetice, diferite semne, efectiv. Ideal ar fi să le puneți în seamă. Voi încercați să acționați mai mult după un plan foarte bine stabilit, însă nu ține neapărat de plan cât ține de faptul că voi trebuie să fiți în proprie energie și destul de puternici pentru toată această situație. Destul de curând vor veni niște vești care vă pot supăra, niște cuvinte un pic dure, pentru foarte mulți nu cred că sunt niște cuvinte meritate. Această persoană poate fi un suflet pereche cu care voi aveți de-a face și o secundă.
Ideea este ca voi să arătați mereu că sunteți foarte ok, împăcare cred că există aici, dar din nou, este o etalare generală. Fecioară, tot leu, dar carieră, pardon, carieră. La carieră, voi stați destul de stabil. Ideea este că aveți grijă ce faceți pe ascuns, în sensul în care dacă voi știți că faceți ceva care nu este ok la locul de muncă, se poate descoperi foarte brusc și să primiți tot felul de vorbe urâte și să se ia șefii de voi sau ceva de acest gen. Deci mare grijă ce faceți pe ascuns. Ok. Bani. La bani nu stați foarte bine, în sensul că tot apar cheltuielile la care voi nu vă așteptați. Sfatul vostru ar fi să începeți să fiți mai zgârciți pentru a putea să beneficiați de banii pe care îi faceți. Pentru că aici pot exista persoane care caută să ia de la voi. Încercați să calculați foarte bine cheltuielile voastre și verificați unde se duc banii pe care voi îi oferiți aici, pentru că nu văd să fie o situație tocmai ok. Bun, pentru fecioare avem așa, situația generală. Voi sunteți destul de focusați pe o situație. Deci, voi sunteți destul de focusați pe o situație unde trebuie să începeți de la zero, vă simțiți destul de blocați, însă nu sunteți atât de blocați pe cât vă credeți voi. Ideea este că voi încercați cumva să vă strecurați, însă nu ar trebui deloc să vă strecurați, pentru că lucrurile pot evolua foarte frumos dacă faceți direct ceea ce vreți să faceți, să ziceți direct, să fiți direcți în ceea ce vă doriți voi să rezolvați. Bun, în iubire. În iubire, o persoană s-ar putea să caute să vă abordeze foarte curând. Ideea este că nu este momentul pentru voi și vă deranjează destul de mult această persoană. Ideea este că voi totodată nici n-aveți curajul să-i spuneți nu. Ideea este că aici să calculați foarte bine cât oferiți voi situații și dacă se merită să continuați atâta din cât nu vă simțiți destul de ok cu această situație. Pentru că pentru unii dintre voi ați vrea să vă îndreptați către o altă situație, nu ați vrea să rămâneți în situația în care sunteți acum. Pentru muncă. La muncă nu sunteți deloc mulțumiți de situația care se arată. Vi se pare că sunteți obligați să faceți anumite lucruri, nu puteți înțelege de ce, sau că munca voastră nu este apreciată. Încercați să vă axați mai mult pe ceea ce vă place decât pe ceea ce vi se pare că ar trebui să faceți. Și rezultatul ar fi bun dacă vreți să acționați pe ceea ce vă place. Bun. Pentru bani. Finanțele nu stau chiar atât de bine pe cât v-ați dori voi, vin repede, se cheltuiesc repede. Dacă vă puneți mai multă claritate în cheltuieli, va fi destul de ok pentru voi și veți evita anumite cheltuieli care nu sunt necesare. Pentru balanță. Situație generală. Bun, aici cred că voi ați făcut în trecut niște lucruri mai care nu au fost tocmai ok, sau poate să fie partenerul.
luați după cum rezonează, ideea ar fi că doar pentru că voi ascundeți niște lucruri, asta nu înseamnă că face o situație foarte stabilă. Lucrurile nu sunt deloc ok și văd că aveți o vină destul de importantă aici, indiferent de cum se aplică. În iubire. Bun, n-aș putea să zic că, din nou, n-aș putea să zic că sunteți tocmai ok, în sensul în care, cel puțin în această etalare, îmi apare că dumneavoastră sunteți o persoană destul de manipulatoare, sunteți într-o situație stabilă, însă căutați cumva să modificați adevărul sau să nu spuneți tot adevărul sau să omiteți cu totul anumite chestii ca să fiți voi în avantaj. Lucrurile astea vor ieși la iveală, indiferent că vă place sau nu. Dacă este cealaltă persoană, oricum veți afla. Așa. Pentru carieră. La carieră trebuie să aveți răbdare, pentru că lucrurile nu merg foarte roz acum, însă voi trebuie să învățați să păstrați un echilibru, chiar dacă înseamnă să lăsați mai mult de la voi. Mai durează până să aveți un echilibru, lucrurile par destul de stagnante sau se mișcă foarte încet, însă dacă aveți răbdare și sunteți foarte clari în legătură cu ceea ce faceți, ceea ce ați făcut, ceea ce aveți de gând să faceți și ce planuri aveți pe mai departe, lucrurile vor fi mult mai stabile. Pentru bani. În legătură cu banii pentru voi există un nou început, însă odată cu acest nou început stați să vă gândiți dacă nu cumva ați omis anumite cheltuieli ce vor trebui făcute. Aveți grijă la ce cheltuieli, nu ați omis, încercați să cereți părerea altor persoane, vedeți dacă nu cumva vă pot ajuta și să vă semnaleze ce nu ați omis voi, ce nu ați calculat, pentru că riscați să fiți destul de strânși ulterior cu partea financiară doar din cauza neclarității pe care o aveți eu acum. În rest, dacă reușiți acum să vă dați seama ce ați omis și să refaceți calculele, va fi ok. Numai aici văd destul de puțin care reușesc să fac acest lucru. Bun. Pentru scorpioni, scorpionii pot manifesta aici orice își doresc, însă singura problemă este că ei au aspecte destul de favorabile, însă nu le văd sau le văd ca pe niște obstacole, ceva de acest gen. O secundă. Voi încercați să fiți un pic manipulatori aici, cu magicianul 3 de spade și un 4 de spade. Sincer, aici cred că voi aici refuzați în mod conștient să faceți un pas într-o direcție. Bine, pentru unii s-ar putea să fie legat de muncă, pentru alții de o relație, pentru alții poate să fie legat de familie, depinde pentru fiecare, pentru că este o etalare generală, însă voi în mod voit vreți să vedeți dacă cealaltă persoană vă simte lipsa, dacă cealaltă persoană reacționează în vreun fel la ceea ce faceți voi. Aici sunt niște lucruri care sunt făcute pentru a vedea reacții, lucruri făcute pentru a testa persoana, pot fi lucruri făcute pe ascuns care nu sunt tocmai ok și așteptați, sunteți în așteptarea unei reacții, dar nu știu cât de ok va fi asta în cele din urmă ca rezultat, dar fiecare face cum știe. Ok, iubire, să vedem la iubire.
Bun, la iubire pe voi vă văd că încercați să vă detașați. Ah, mai văd că e o carte aici. Ok. Voi încerca să vă detașați de o situație din trecut, însă obstacolul vostru este că nu vedeți un viitor, cel puțin în punctul ăsta. Ideea este că voi, chiar dacă încercați să vă detașați de o situație din trecut, aici există niște aspecte karmice, ce trebuie pur și simplu să se întâmple, chiar dacă vă place, chiar dacă nu, pentru că și judecata și lumea sunt două cărți cu o încărcătură karmică foarte, foarte mare. Aici este vorba doar de un ciclu karmic ce s-a încheiat și urmează să înceapă unul nou. Pentru unii poate să fie cu aceeași persoană din trecut, pentru alții nu, dar e doar o etalare generală. Ok. Dar totuși să vedem pentru majoritatea din voi dacă este cu aceeași persoană de care încercați să vă detașați acum sau nu. Cam da, doar chiar dacă lucrurile vor evolua destul de greu, da, e vorba de aceeași persoană de care încercați voi să vă detașați. Ok. Pentru carieră. Voi păreți pe carieră cel puțin destul de sigur pe poziția pe care o aveți la locul de muncă, însă nu aș crede că lucrurile sunt chiar atât de la lumina zilei, în sensul în care sunt persoane care au intenția să vă facă rău, care au intenția să vă înlăture de pe postul pe care sunteți, orică nu le place pur și simplu de dumneavoastră, orică au anumite interese. Ideea este că trebuie să aveți mare grijă în cine aveți încredere, pentru că voi, în general, aveți o mică, mare problemă în sensul în care nu aveți încredere în persoane în care puteți avea încredere și tindeți să spuneți totul unor persoane care se duc și spun mai departe. Încercați să reveniți cu picioarele pe pământ. Bun. Pentru bani avem faetonul, turnul, regele de cupe și diavolul. Bun. Voi aici încercați să avansați pe plan financiar. Singura problemă este că voi nu v-ați creat o educație economică. Cred că ar fi cel mai ok de a spune, sau, din nou, nu sunt lucruri puse foarte bine cap la cap și cumva pentru voi vă aflați într-un domeniu cu totul necunoscut, pe un teritoriu necunoscut, da, e posibil să câștigați mai bine, deja, însă problema este că nu știți ce să faceți cu toți acești bani și vă puteți crea probleme de genul legale, de genul impozite, pentru că voi nu aveți cunoștințele necesare ce și cum trebuie să faceți. V-aș recomanda să încercați să luați legătura cu o persoană care să fie în acest domeniu. Puteți, de exemplu, să apelați la un contabil din orașul vostru sau din localitatea dumneavoastră pentru a-i cere anumite sfaturi și anumite recomandări. Pentru că voi aici, dacă nu căutați o persoană cu experiență, s-ar putea să vă băgați în niște probleme mai mari decât voi și pentru niște sume care nici măcar nu sunt extrem, extrem de mari. Ok. Pentru săgetător. Să vedem cum decurg lucrurile. Un pic am multe cărți, totuși vor să cadă. Pentru săgetători, lucrurile decurg per general destul de bine. Ideea este că trebuie să învețe să se odihnească, trebuie să învețe să ia o pauză și să aibă încredere că sumele de care au ei nevoie vor veni către ei. Bun. În iubire. Deci sigur sunt tot sau nu? Ba da, tot cărți. Așa. A
Acea persoană se vă poate urmări pe rețelele de social media. În ceea ce privește planul sentimental, vine foarte încet către voi, iar când vine, cel mai probabil va fi un conflict destul de mare între voi. Dar dacă vă doriți ca această persoană să revină, această dorință se îndeplinește. Chiar și felul în care să revină, doar că în prima fază va fi un conflict destul de puternic. Ok. Pentru carieră. La carieră veți avea noutăți destul de curând, însă trebuie să lăsați un pic. Cum să zic aici? Trebuie să lăsați un pic planurile deoparte, pentru că nu este momentul să vă faceți planuri, nu este este momentul doar să acționați și să vă odihniți, să acționați și să vă odihniți, nimic altceva. Ar prima aici odihna, însă din când în când trebuie să mai și acționați. În rest, nimic deosebit pentru bani. Sunteți destul de ok în mare, însă anumite sume de bani întârzie un pic. Cel puțin pentru săptămâna viitoare. Sau în loc să vină anumiți bani săptămâna viitoare, vin cealaltă săptămână. Tot așa va fi această săptămână cu întârzieri pe bani. Recomandarea voastră este să faceți călătorii, chiar dacă sunt scurte, să vă relaxați. Și să învățați să aveți răbdare. Cam atât am avut de spus și pentru voi. Mai departe avem Capricorn. Pentru Capricorn. Din nou, am aici persoane care nu au putut sta locului. Ok, nu știu ce ați vrut voi să reușiți. Ideea este că în cele din urmă reușiți. Însă, voi sunteți un pic avertizați să aveți grijă la ceea ce faceți, pentru că unele lucruri s-ar putea să se întoarcă ulterior împotriva dumneavoastră, însă, pe termen scurt, va fi destul de ok. În iubire. La iubire, pe voi nu vă văd foarte preocupați de acest aspect. Vi se pare că nu aveți timp de iubire. Încercați să comunicați pe acest aspect cu persoanele ce pot fi interesate de voi și în cele din urmă reușiți să faceți decizia cea bună în legătură cu aceste aspecte. Aici poate fi vorba chiar de o persoană din afara relației voastre stabile care încearcă să vă abordeze și voi o refuzați. Ok. Pentru locul de muncă. Aveți un superior care este destul de dur, destul de tăios la vorbă, s-ar putea să vă supere ceea ce ar urma să vă zică. Ideea este că voi veți găsi destul de curând o oportunitate mai mare, dar încercați să nu rămâneți supărați în legătură cu ceea ce are de spus acest superior. S-ar putea chiar pentru unii, nu pentru toată lumea, să fie vorba de o concediere, însă nu e cazul să vă supărați, că găsiți ceva chiar mai bun destul de curând. Ok. Pentru bani. Sunteți mai mult speriați în legătură cu această situație de la locul de muncă, pentru că aici realizați că sunt niște lucruri pe care le puteți face chiar de acasă, și să câștigați exact cât aveți voi nevoie. Deci
voi aici puteți face lucruri, nu știu, unii pot face prăjituri, alții pot face, nu știu, marketing, alții cu totul altceva, dar este o activitate pe care voi o puteți face de acasă.